Salutăm pe urmăritorii canalului, pe fanii Horseman. O japițelor. O japițelor. Uba, uba. Două femele pe care acum le-am pus aici. Uba, uba. O japițelor. Asta din dreapta, de undeva din decembrie, ianuarie. Și asta la altă și ea, de prin februarie. În stânga Ridius. Bă, da, spurcate-s. Spurcate-s. Așa, beliți-vă gușile. Pregătirea pentru expoziție, belirea gușilor. Pe asta din dreapta vreau să o duc la expoziție. Te mă uităm acum dacă e inelată, dar e inelată, mă, inelată bine. În schimb, pe asta la altă n-aș fi dus-o. Asta din dreapta este o femelă prea mare. Prea mare. Nu o să iasă campioană, sigur. Dar... sigur că cea mai bună treabă la expoziția asta la Ploiești, la ediția a doua a trofeului Horseman, este faptul că vine Evan Murray ca și arbitru, un crescător al rasei de peste 50 de ani și a cărui păreri ne-ar putea ajuta foarte mult. Aș cere o părere de la el și despre femeiuța asta din dreapta, la fel ca despre toți porumbii pe care îi voi duce. Uba, 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 uba. Dar până atunci poate o pregătim puțin pe boxă ca să se prezinte și ea frumos, adică să ne putem uita la ea, să avem ce juriza, da? Femeluța pare un pic prea orizontală, dar și despre aceste aspecte vreau să vorbesc cu Evan. Cât se acceptă din orizontalitate, cât se acceptă din mărime, da? Dacă este prea mare, dacă ar trebui poate exclusă din matcă. Bine, eu o să o folosesc oricum, de asta rămâne între noi. Intenția fiind, poate să-i dau chiar un mascul care... Sper să mi-l aduc de la Evan, sper să mi-l aduc doi masculi, unul pentru asta din stânga cu siguranță și probabil al doilea îl voi pune chiar cu asta. Uite, acum îmi dau seama că astea sunt femelele oarecum... în pericol, între ghilimele, de a fi împerecheată cu masculii de la Evan. ție-ți-i foame. Asta este scoasă dintr-un mascul de la Evan, în timp ce asta este scoasă dintr-un fiu dintr-un mascul de la Evan. Este o braună care este și indigo în același timp, da? Deci dacă vreți un andalus pe brown, chiar dacă este greșit formulat așa, dar ca și idee. Vedem pe aia din stânga mult mai rectă, picioare un pic îndoite în stânga, un pic de pănuță pe picioare, chiar acolo jos, alea se pot curăța pentru expoziție, dar interesul meu acum nu este să curăț păsările, interesul meu este să vadă Evan păsările așa cum sunt, pentru o părere maximă, să zicem, da?
No bun, hai închinit clipul aici, nici femeiuțe nu se simte grozav de bine. Punem încărică și la asta din stânga. Ne mai jucăm cu ele, mai mutăm, dar acum că le-am pus aici, am să fac un clip ușor pentru canal și respectiv cei interesați de horsemani. Deci poate ne vedem cu ele la Ploiești, toate șansele sau șanse mai mari cu asta din dreapta. Uba, 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 uba. Dar poate bine și asta din stânga, o vedea. Bun, v-am salutat, ceau, 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 ceau.